Citesc cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură, în prima parte, un verset din cartea profetului Osia, capitolul 11, citesc versetul 7. În partea a doua, din epistola lui Pavel către Romani, capitolul 2, versetul 4. Osia, capitolul 11, versetul 7. Poporul meu este pornit să se depărteze de mine. Și dacă sunt chemați înapoi la cel preanalt, nici unul din ei nu caută să se ridice. Epistola către Romani, capitolul 2, versetul 4. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Amin. Cu respect vă invit să reocupați locurile. Cred că în urma rugăciunii dumneavoastră și a așteptărilor care le aveți de la Dumnezeu, Domnul poate să ne vorbească nouă tuturor în seara aceasta și dorim Domnul să dea descoperire dumnezeiască, Domnul să ne dea urechi de auzit și inimi care să primească mesajul lui Dumnezeu valabil pentru mântuirea noastră. Așa cum am cântat, Dumnezeul nostru este a toate cunoscător, știe cu privire la fiecare dintre noi toate lucrurile, nu putem să ne dăm drept alții, nu putem să ne ascundem de Dumnezeu. În Psalmul 139 spune David de la versetul 1, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos, când mă ridic și de departe îmi pătrunz gândul. Știi când umblu și când dorm și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza, în capitolul 6, despre ceea ce se întâmpla în vremea aceea și Dumnezeu avea cunoștință, versetul 5, Domnul a văzut, printre altele, că toate întocmirile gândurilor din inima Lui erau îndreptate în fiecare zi înspre rău, spune cuvântul Domnului. Frați și surori, sunt locuri, sunt lucruri, sunt împrejurări, sunt oameni care ne pot îndepărta de Dumnezeu, care pot face calea noastră să fie îndreptată înspre o altă destinație decât cea dată de Domnul. De aceea, Domnul spune aici în textul citit în Osea 11:7, observă Dumnezeu lucrul acesta cu privire la poporul său, poporul meu este pornit să se depărteze. Un unghi de o deviere foarte mic aduce, cum scrie în Proverbe 14:12, multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Poporul meu este pornit să se depărteze de mine. Vreau să aduc un semnal de alarmă, de avertizare din partea lui Dumnezeu, așa cum Domnul mi-a descoperit din cuvânt, cu privire la pericolul îndepărtării de Dumnezeu. Vorbesc în seara aceasta despre acest pericol al îndepărtării de Dumnezeu. Sunt factori care determină îndepărtarea noastră de împărăția lui Dumnezeu, de voia Lui care este sfințirea noastră, de Cuvântul Sfânt, scrie în Numeri 32:12, despre Iosua și Caleb, că vor intra în țară, a promis, a spus Domnul, pentru că ei au urmat în totul calea Domnului. Se observă pe teren că oamenii aceștia care vor să țină calea Domnului, care este îngustă și rămâne îngustă până la sfârșit, indiferent că noi vrem să rămânem pe ea sau nu, oamenii care nu știrbesc, care nu se abat
de la ceea ce Domnul ne arată din cuvânt. Oamenii aceștia rezistă pentru că Domnul îi însoțește. Că atunci când Domnul observă căile noastre că sunt bune și îi plac Domnului căile noastre, poate și pe vrăjmași să-i facă prieteni. Unul din factorii care determină îndepărtarea noastră de Dumnezeu este accesul învățătorilor străine. Scrie în Proverbe 19:27, încetează, fiule, să mai asculți învățătura, dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Și Domnul a spus să nu-l primiți în casă, să nu-i spuneți bun venit. Și în Roman 16:17 spune Apostolul Pavel să vă depărtați, să vă feriți de cei ce fac dezbinare și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei, a spus Domnul. Adică fără prea multe legături. Știți că frații ni dă Domnul, prietenii ni facem noi. În Psalmul 119, versetul 63, arată omul lui Dumnezeu acolo despre prietenie. Sunt prieteni cu toți cei ce se tem de tine și cu cei ce păzesc poruncile tale, Doamne. Dar nici Domnul nu are orice fel de prieteni. Știți că Domnul a spus, nu pot să trec pe lângă prietenul meu Avram să nu-l înștiințez. Scrie în Psalmul 25, versetul 14. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El. Așa că trebuie să fim foarte atenți că anumite învățături străine de cuvântul lui Dumnezeu ne pot îndepărta. Evrei 2:1 spune Domnul, de aceea cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit ca să nu fim depărtați de ele. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Că a spus Domnul la un moment dat fariseilor și saducheilor în 22:19 în Matei, voi rătăciți pentru că nu cunoașteți Scripturile și puterea lui Dumnezeu. Trebuie să cunoaștem voia lui Dumnezeu, să fim gata să o împlinim în totul și să ne păzim de învățăturile străine. În 1 Timotei, în 1:5-6, versetul 5 se arată, ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-o credință neprefăcută, dintr-un cuget bun. Și spune versetul 6, acolo Pavel se îndreaptă spre Timotei ca să auzim și noi, unii fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Există un pericol al îndepărtării de Dumnezeu. Apoi, un alt factor care poate determina îndepărtarea noastră de Dumnezeu este lipsa temerii de Domnul. Știți de ce credincioși din biserică, în timp ce frații se adună cam Psalmul 122, versetul 4, acolo se suie semințiile Domnului ca să laude numele Domnului, și mulțimea poporului este slava voievodului. Dar în acest timp ei au alte ocupații, au alte locuri, unele chiar interzise, și mai ales în timpul slujbei, se întâmplă aceste lucruri pentru că nu mai au, poate n-au avut niciodată teamă de Domnul. Nu vorbesc despre teama de pedeapsă, nici aia nu există. Acea temere sfântă, ca să nu-L superi pe Creatorul. Știți de ce își permit oamenii să vorbească orice, să meargă oriunde, să se îmbrace oricum? Pentru că nu mai este teama de Domnul. Acea frică de Domnul. Ieremia 32:40. Le voi pune în inimă frica de mine ca să nu se depărteze de mine. Frica de Domnul este un început al înțelepciunii. Doamne, lasă acea teamă sfântă în inimile noastre. În Isaia 59:2 se arată că în urma lipsei temerii de Domnul vine păcatul și nelegiuirile voastre, a spus Domnul poporului,
Pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu și sunteți îndepărtați și îl împiedică pe Domnul să vă asculte. Spune cuvântul în Iosua, în capitolul 1, în versetul 8, Domnul a spus, cartea aceasta legii să nu se depărteze de modul tău de exprimare, de comunicarea ta, vorbiți între voi cu cântări duhovnicești, vorbiți despre lucrările Domnului, despre minunile lui Dumnezeu, vorbiți despre voia lui din cuvânt, să nu se depărteze de gura ta, apoi să nu se depărteze de gândurile tale, de mintea ta. Când mi-aduc aminte de tine în așternutul meu, cugetă asupra ei zi și noapte, cam Psalmul 1, pomul roditor, cugetă zi și noapte, la ce? Păi dacă se uită la emisiuni, la ce să cugete? Că nu mai poate dormi, nu se mai poate ruga. Dacă stă la diferite discuții inutile și unele care sunt chiar în contradicție cu vorba lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu și vorbe goale, fără rost, și în Efeseni 5:4 spune să nu se audă între voi, ci mai degrabă nici glume proaste, nici cuvinte nechipzuite, nici altfel de vorbe, ci să se audă cuvinte de mulțumire, cuvinte de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci ce este scris în ea. Cât din ce este scris în ea? Tot. Adică nici faptele tale să nu se depărteze de cuvânt. Asta ne cere Tata Ceresc. Dacă nu există aceste lucruri, s-ar putea să fie piedici și bariere care să se interpună între noi și Dumnezeu și încet, dar în mod sigur și treptat să fim îndepărtați de Dumnezeu. În Evrei, în 12:1, spune omului Dumnezeu să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Sunt locuri, sunt învățături, sunt practici, sunt oameni, sunt împrejurări care determină apropierea noastră de Dumnezeu. Și a spus omului Dumnezeu, cât despre mine, fericirea mea, să plec în străinătate, să stau acolo și a zis domnul Iacov, auzi, nu mai zi așa. Mai bine zi dacă va voi Domnul și dacă zici dacă va voi Domnul, te și interesezi dacă va voi Domnul, nu? Nu, dacă va voi Domnul, am plecat și Domnul cu tine. E cu semnul întrebării. Există și pericolul ca Dumnezeu să se îndepărteze de noi. Spune cuvântul despre Saul, că Dumnezeu s-a îndepărtat de Saul. Citim în 1 Samuel, în 16:14, Duhul Domnului s-a depărtat de Saul. Din ce pricină? Din pricina copiii, știu? Mi s-a spus la școala duminicală despre... Hai să vorbesc puțin și cu voi, nu? Vreți să predic ceva și pentru voi, da? Dar dacă predic la sfârșit, poate vă întreb și trebuie să-mi răspundeți. Știți din ce pricină s-a îndepărtat Duhul Domnului de Saul? Din pricina neascultării. Și la un moment dat în 2 Samuel, în 7:15, a spus Domnul în felul următor, harul meu nu se va depărta de la tine așa cum l-am depărtat de la Saul, pe care l-am îndepărtat. Știți că la un moment dat în 1 Samuel, în 28:16, a spus Samuel, pentru ce mă întreb pe mine când Domnul s-a depărtat de tine? Și ți s-a făcut vrăjmaș. Dacă nu ești ajutat de Domnul, îi vai. Dar dacă îți mai stă și împotrivă Dumnezeu, atunci nu știu de câte ori vai este, dar este un vai permanent. În Judecători, în 16:20, spune cuvântul acolo despre unul din judecătorii din Israel, nu știa că Domnul se depărtase de el. Dar din ce pricină? Au fost niște limite impuse de Dumnezeu. Și a trecut peste ele. Din pricina neascultării. Am fost la Roșcani, la
deschiderea lucrării de orchestră. Și acolo erau tinerii pregătiți să dea pentru prima dată tonul la orchestră în biserică. Și, nu știu, păstorul de ce m-a chemat, probabil că sunt și muzicant și fac o legătură între... Și am întrebat, știți în urma cărui fapt a venit biruința asupra Ierihonului, o cetate de neînvins, o cetate puternică? Și au fost pe fază și au spus, în urma ascultării. A spus Domnul să înconjurați cetatea în prima zi odată. Și am întrebat pe ei atunci, a fost ușor? Și au zis că nu. Au recunoscut că nu a fost ușor să înconjoare cetatea fără să scoată o vorbă, zis Domnul. Au pune pe frați sau pe surori, auzi, nu scoți o vorbă, măcar în ziua Apostolului. Sau măcar în ziua Domnului, sau în permanență trebuie. Și a doua zi la fel, să nu scoateți o vorbă. Și mergeau israeliții fără să scoată o vorbă. Și după aceea a venit cântarea și instrumentele. Mai întâi este ascultarea și apoi cântarea. Spuneam în biserică unui tânăr, fă o revizie, te rog, la microfoanele astea să nu mai bâzie. N-au făcut. Și a venit următoarea duminică, a luat microfonul să cânte. Nu mergea nici primul, nici al doilea. Am vrut să-i spun, lasă microfoanele acolo, că mai întâi este ascultarea și după aia cântarea. Eu cred că așa privește Dumnezeu. Știți că neascultarea îl determină pe Dumnezeu să se îndepărteze de om. Și acum din textul citit, am dorit să vedem. Dumnezeu are un popor al lui, el se declară a fi tată, a fi călăuzitor spre țara promisă, a fi ocrotitor. Dumnezeul nostru care cunoaște toate lucrurile, chiar întocmirile gândurilor din inima omului, care sunt îndreptate înspre bine, înspre rău. Și uneori, vorba bătrânului Simionuc, chiar în adunare, stai și ești cu gândul prin Austria. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile acestea? Deci Dumnezeu știe ce am făcut, știe și ce avem de gând să facem, ce am vorbit, dar și ce avem de gând să vorbim, că nici nu mi-ajunge cuvântul pe limbă, că Tu, Doamne, îl știi. Știe dacă ne apropiem de El sau dacă ne îndepărtăm. Știe dacă avem dorință să urmăm voia Lui și suntem sinceri. Vede și la mărturisire cu ce inimă venim, cu ce gânduri venim. Sunt trei lucruri pe care le subliniez aici în versetul citit. Ne întoarcem la Osea, la capitolul 11, versetul 7. Poporul meu este pornit să se depărteze de mine și dacă sunt chemați înapoi la cel prea înalt, niciunul din ei nu caută să se ridice. Îndepărtarea de Dumnezeu înseamnă în primul rând cădere. Nu caută să se ridice. Cădere înseamnă Apocalipsa 2:5. Adu-ți aminte, a spus Domnul Bisericii din Efes. De unde ai căzut? Cădere înseamnă mai jos decât nivelul și standardul moral și spiritual lăsat de Dumnezeu și arătat în Sfânta Scriptură. Niciunul nu caută să se ridice. Ce atitudine avem față de cei căzuți? Că spune cuvântul că samariteanul s-a oprit și i s-a făcut milă de el. Păi ar fi de condamnat, că trebuia să aibă altă direcție, că trebuia să aibă altă stare, că nu trebuia să se aventureze. Până la alea, lăsați-l pe Dumnezeu să facă evaluarea, noi trebuie să ne facem partea. Când este cineva căzut, să avem milă și îndurare. Frați și surori, dar și cei căzuți trebuie să dorească ridicarea. Spun ceva cu părere de rău. Nu am văzut oameni căzuți fizic, iarna pe stradă probabil, după un procedeu de alunecare, să spună lăsați-mă aici că sunt bine. Dar am văzut pocăiți căzuți care spun,
lasă-mă. Vezi de alții, vezi de familia ta, vezi de nu știu cine. În 1 Timotei 1,19 spune Pavel lui Timotei: Timotei, păstrează credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut de la... Este o credință la care vrea Domnul să fim. Credința care aduce mântuirea, credința care aduce iertarea păcatelor, care aduce vindecarea bolilor. Și dacă nu mai este credință, înseamnă că s-a produs ceva. Și s-ar putea să ne rugăm în gol, s-ar putea să privim în gol. Există o putere a credinței care se manifestă prin implicare în lucrare. Iacob spune, credința fără fapte este moartă, este zadarnică. Credința este acea putere care însoțește lucrarea lui Dumnezeu de la început și până la sfârșit. Îndepărtarea de Dumnezeu înseamnă cădere. Cădere din pricina inimii împărțite, a slujirii duplicitare. Spune cuvântul despre împăratul Asa, în 2 Cronici 16:9, s-a dus Hanani văzătorul și a spus Asa: Domnul își întinde privirile peste tot pământul să vadă pe cei a căror inimă este întreaga lui. În privința aceasta, n-ai lucrat înțelepțește. De acum, vei avea războaie. În 2 Cronici 25:2 spune cuvântul despre Amația, că el a slujit înaintea lui Dumnezeu și a făcut ce este bine, dar cu o inimă care nu era în totul dată lui. Doamne, am înțeles că ne cunoști gândurile, atitudinea, starea noastră. Am vrea să ne cercetezi în seara aceasta. Doamne, dacă nu suntem pe o cale bună, du-ne pe calea veșniciei, că există căi care ne îndepărtează de tine. Există acest pericol al îndepărtării de Dumnezeu și îndepărtare de Dumnezeu înseamnă cădere. Poporul meu, a spus Domnul, este pornit să se depărteze de mine. Și când sunt chemați înapoi la cel preanalt, niciunul nu caută să se ridice. În 2 Cronici 28:23 spune cuvântul despre împăratul Ahaz, care s-a închinat altor dumnezei și dumnezeii aceștia au fost pricina, prilejul căderii lui și a întregului Israel, că sunt oameni care duc și pe alții la rău. Și în 2 Cronici 22:3 spune Biblia despre împăratul Ahazia, că mama sa îi dădea sfaturi nelegiuite. Și apoi, versetul 4, aceștia erau sfetnici spre pierzarea lui. Spre pierzarea lui. Sunt lucruri, sunt învățături, sunt practici, obiceiuri, oameni și locuri și împrejurări care ne pot îndepărta de Dumnezeu. Și poți să te îndepărtezi fără să-ți dai seama. Ascultați! În Psalmul 81, versetul 11, dar poporul meu n-a ascultat glasul meu, Israel nu m-a ascultat. Atunci i-am lăsat în voia pornirii inimii lor și au urmat sfaturile lor. Așa cum spune cuvântul și în Romani, în 1:25, au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu. Și-au dat învățături după poftele lor și-au dorit învățători după poftele lor care le-au dat învățături. Să le pleacă? Și versetul următor, 26, din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat. Și dacă Dumnezeu te lasă, te ia altcineva în primire. Că dacă nu spui adevărul, a spus Domnul, da, al vostru să fie da și nu să fie nu. Ce trece peste asta, nu-i departe limita, e aproape căderea,
Dar nu e ușor să rămâi pe calea îngustă. Nu e ușor să urci pe munte când cei mulți se duc în jos. Nu e ușor să mergi spre țintă când cei mulți n-au pe Hristos. Poți cu o singură condiție, nu e ușor, dar ajutorul îl dă azi Iisus Hristos. El e în veci biruitorul, cu El ești victorios. Dar trebuie să ții aproape, să strângi rândurile, împreună cu frații la rugăciune, să strigi înspre Domnul, să fii sincer cu tine însuți mai întâi. Și apoi să fii sincer înaintea lui Dumnezeu, să fii sincer la mărturisire în fața lucrătorilor care trebuie și vor să te ajute. Eram la o seară prelungită, am stat la mărturisire, a venit cineva, avea zâmbet pe buze, am venit și eu la mărturisire, zic, nu cred. La mărturisire nu se vine cu zâmbet pe buze. Eventual cât mă saluți, atât, pacea Domnului, cu zâmbet pe buze și pacea trebuie să vină lacrimi. Eu așa înțeleg pocăința, așa înțeleg mărturisirea, așa înțeleg căința care face parte din procesul de pocăință a lui Dumnezeu. Zice, nu știu cum se face mărturisirea, știu, păcate de astea, zice, uzuale am și eu, care le face toată lumea. Adică mai dau și eu din gură. Noi avem un principiu, pe cine plânge, nu mai facem noi să plângă. Dacă vede ca Iosif păcatul, că este îndreptat împotriva lui Dumnezeu și un rău atât de mare, chiar împotriva semenului, pe omul acesta trebuie să-l încurajăm, trebuie să-l sprijinim în rugăciune, trebuie să-i dăm sfaturi, dar dacă vine zâmbind, dacă ia ușor lucrurile, omul acesta trebuie determinat să vadă gravitatea situației în care se află, adică este căzut. Chiar dacă nu-i place uneori, dar trebuie să-i dovedești biblic că n-a rămas în voia lui Dumnezeu și trebuie să se ridice din nou. Chiar dacă uneori le este rușine oamenilor, să recunoască faptul că s-au îndepărtat, că nu mai sunt pe direcția bună, că nu mai urmează în totul voia Domnului. Cine să le spună? Cine să-i trezească? Cine să-i conștientizeze? Unii se mai trezesc, că așa mai sunt oameni care pun ceasul să sune, se trezesc și știți ce fac? Ori îi dă amânare, ori... Și apoi, după ce îl opresc, ce fac? Să pun mai departe. Îmi spunea un frate, un tânăr din biserică, pe la lucru prin străinătate, zice, m-am nimerit în aceeași cameră cu un islamist. Zice, la ora două noaptea s-a trezit și s-a pus la rugăciune. Cu covoraș, nu a avut covoraș, zice, și-a pus pătura, că trebuie să aibă o anumită poziție, Allah, a început să se roage. Dar zice, știi cum a făcut, frate Corneliu? Nu așa, că s-a trezit și a dormit pe genunchi. S-a dus la baie, s-a spălat pe ochi și nu l-a interesat că mă trezește și pe mine. I-a dat cu Allah înainte și am întrebat, mă, de câte ori pe zi te rogi? Am văzut că și noaptea la două, da, de șapte ori. De șapte ori și ce mai este în plus, asta e altceva. Și poate am mai zis aici la dumneavoastră ce am observat prin Germania. La ora de vârf, oameni din Autohaus care vând mașini și alții, dar eu am văzut pe ei, la ora 12:30 la miaz, când îs clienții mai mulți, închid prăvălia și o plecat la rugăciune. El are o oră de rugăciune. Stai, mă, omule, că trebuie să facem târgul, că mă interesează, poți să te intereseze. Dacă mă aștepți aici până la ora două, mă găsești. Dacă nu, du-te liniștit. Renunță la tot și se duc la rugăciune. Și rezultatele după rugăciune. Dar noi care ne încredem în Dumnezeu cel viu și adevărat, n-ar trebui să strigăm pentru cei dragi ai noștri, pentru cei căzuți să fie ridicați, să le întindem o mână, să le dăm un sfat, să le venim în ajutor, să plângem pentru ei. Fie-vă milă, a spus Iuda, de cei căzuți. Apoi, îndepărtarea de Dumnezeu, arată cuvântul aici în text, produce influență.
Niciunul din ei nu caută să se ridice. O problemă din Biserica lui Dumnezeu este influența negativă. Așa cum se arată în Ieremia 34, că într-o zi s-au trezit izraeliți, măi, dar au zis Domnul să slobozim al șaptelea în fiecare pe rob și pe roabă, hai astăzi, hotărâre, au intrat în acțiune, dar nu-i o țină mult. De la cineva au plecat influența înspre rău, că asta ține, că diavolul forțează nota. Și la un moment dat, de la cineva au plecat și chiulul de la școală, nu? Zice diriginta, măi, de la cine au plecat? Și fiecare apoi și-au luat înapoi robul și roba. Știi că s-au uitat la ceilalți. O influență negativă. N-ați întâlnit oameni care spun, merge și așa? Merge, dar unde merge? Înspre ce? Într-un caz fericit, spre urgență. Când Domnul te iubește și te trece să-ți mai dea cu nuiaua și îți dă niște perfuzii, îți dă niște injecții. Poate am mai zis la dumneavoastră, aveam 25 de ani, prin 94, și Domnul ne-a strâns cu șurubul, pe mine și soția, aveam primul copil, 2 ani, o alergie puternică, ne-am dus seara la medic, ne-o certa, ne-o trimis acasă, băi, și ați dat să mănânce la copilul ăla, băi, ce să-i dă mâncare? Ne-am dus a doua oră la urgență, ne-o trimis acasă, ne-am dus la păstorul bisericii, a făcut ungerea cu el, niciun rezultat. Hai să ne rugăm Domnului să ne lumineze unde suntem deficitari, să îndreptăm lucrurile. Ne-am pus pe genunchi cu soția, Domnul a fost bun cu noi, ne-a cercetat. Eu cred atunci când vine cercetarea Domnului ai și lacrimi, nu? Ai și căință, ai și hotărâri noi și ești pregătit pentru o nouă direcție. Ne-am ridicat de pe genunchi și am zis, ai avut o descoperire, ceva? Păi tu zice, tu dacă ai avut. Eu am avut, nu știu dacă se potrivește. Mă, eu zic, așa mi-a zis Domnul că noi avem o problemă. Noi mai sărim câte un program de adunare, noi mai sărim peste altarul rugăciunii din familie. Mă zice, asta am vrut să zic și eu. Și Domnul așteaptă să facem o hotărâre acum, aici. Și atunci am hotărât. Cu ajutorul lui Dumnezeu, niciodată nu mai lipsim de la programul de adunare, de la seriile de rugăciune peste săptămână, existând doar excepțiile acelea. La servici, plecat în călătorie, scrie în Biblie, nu? Plecat în călătorie. Sau bolnav. Domnul ne-o cam scutit ca să nu lipsim de la adunare din cauza asta. Sau sunt surori, dar sunt și frați, că și frații trebuie să stea cu copiii mici acasă. Merg surorile la adunare, stau surorile, merg frații, mai schimbă, stau numai surorile, că nu-i bine asta. Există excepții. Dar trebuie să fie o trezire la realitate și o revenire la normalitate. Noi ne-am dat seama că aici suntem deficitari. Dacă zic căzuți, nu sună bine, așa-i? Dar lăsați standardul moral și spiritual al lui Dumnezeu, care este arătat în cuvânt, să rămână acolo. Și dacă nu suntem noi, să nu-l coborâm până la nivelul în care nouă ne convine, sau cât avem noi de gând să împlinim, sau neamurile noastre, sau oamenii cărora vrem să le fim plăcuți. Și asta nu-i bine. Mai bine să recunoaștem că este o cădere. Apoi, să recunoaștem că există o influență. Recent îmi spunea o tânără din biserică, vrea să încheie legământ cu Domnul în apa botezului. Și i-am amintit ce spune Matei, capitolul 3, Ioan Botezătorul, mergeți mai întâi și faceți fapte vrednice de pocăința voastră și apoi veniți la botez. Și zic, auzi, eu am observat un compartiment al vieții tale în care trebuie să te pocăiești.
Așa, cu privire la ținută mă refer eu. Cam ce zici? Știți care a fost următorul răspuns? Frate, dar știți și altele tinere și... Au venit un grup de tineri dintr-o biserică la noi și au cântat, au slujit și au plecat. După ce au plecat, am aflat tot de pe la ei că au venit să se uite pe la noi cam cum îi cuținuta cu velitoarea. Și au zis, no, vezi că și nici la cimpa nu toate fetele au batic. Mai sunt vreo două cu banderolă. Și când m-am dus la ei, m-au invitat la programul tinerilor, am stat așa la o părtășie după program și am întrebat, voi vreți nivelul vostru de pocăință să fie ca acel a tinerilor care nu vor să asculte de Domnul și mai slab? Ăsta vreți să fie nivelul vostru? Așa-ți luam voi modelul? Păi, spunea cineva din exterior, băi, uite, cineva la voi și... Păi și ce vrei tu să spui? Păi de ce nu-l dați afară? Păi nu poți să faci tu ordine în ograda noastră. Lasă-ne pe noi să rânduim lucrurile. Dar zic, nu-l dăm afară. Îl lăsăm acolo, că acolo mai are șanse să se pocăiască. Îl mai cercetează Domnul prin cuvânt, prin cântare, prin poezie, la rugăciune... Sunt oameni la noi care au venit de afară, din lume, și s-au pocăit la seară de rugăciune, nu la evangelizare. Acolo Domnul i-a cercetat. Întrebau colegii pe un tânăr din biserică, mă, tu ești pocăit? Zice, nu. Păi și atunci ce mi-e la adunare? Păi mă duc la adunare, el a recunoscut că nu-i pocăit. Dar mă duc, poate, zice, într-o zi mă cercetează Dumnezeu și pe mine. Așa au și fost că într-o zi Dumnezeu l-a cercetat, au făcut hotărâri noi, apoi au făcut și botezul și în adunare și acum și deja e către pensie. Pensia la noi e la 45 de ani. Dacă vine Domnul să te cerceteze, auzi, lasă influența negativă, întoarce-te la cel preanalt, scrie în Osea, capitolul 11 cu 7, poporul meu este pornit să se depărteze de mine, a spus Domnul, și dacă sunt chemați înapoi la cel preanalt. Îndepărtarea de Dumnezeu înseamnă cădere, niciunul nu caută să se ridice. În al doilea rând, îndepărtarea de Dumnezeu produce influență, niciunul. Păi știți de ce niciunul? Că frate și cu tare face, dar și cu tare s-o dus, dar no, și cu tare... Vin de alcool. Îmi spunea un păstor, m-a invitat și a zis, frate, uite, vreau să spun cam cum sunt problemele la noi, poate Domnul îți dă cuvânt să le atingi în subiectul de predică, uite, la noi oamenii mai fac țuică, mai merg la nuntă în lume. Și am zis, frate, stai puțin, lasă-l pe Domnul să atingă subiectele astea dacă vrea. Da, știu, lăsăm pe Duhul Sfânt, a zis, Dar vreau să ți le mai spun și eu care sunt probleme pe la noi, poate le atingi în cuvânt. Și după aceea mi-a spus una de m-a încurajat de tot. O să frate, hai să mai spun ceva, poți să predici orice, că nu se pocăiește nimeni la noi. Continuă să facă țuică și continuă să meargă la nuntă în lume și continuă să se certe, să se sfădească. Păi zic, și atunci mai predic sau nu? Mai încearcă, hai să mai încercăm, a zis. Îndepărtarea de Dumnezeu, în al treilea rând, este remediată prin întoarcere. Osea 11 cu 7. Poporul meu este pornit să se depărteze de mine și dacă sunt chemați înapoi, asta înseamnă întoarcere și întoarcerea înseamnă pocăință. Și o să mergem și la partea a doua a textului, la versetul din Romani. Deci îndepărtarea de Dumnezeu înseamnă cădere. Și a spus Domnul, nici unul caută să se ridice. Aici, la nivelul care eu l-am trasat. Apoi îndepărtarea de Dumnezeu produce influență. Și problema din cult, cam asta e pe la noi. Se mai iau unii după alții înspre rău și asta nu-i bine. Că scrie în Evrei 12 cu 12, croiți cărări drepte, întăriți mâinile obosite,
genunchii slăbănogiți, versetul 13, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătiază să... Data trecută v-am vorbit în cadrul unei teme, boli spirituale, mi-amintesc că v-am vorbit despre boala de inimă. Astăzi îmi propusesem să vă vorbesc despre boala de picioare, de aici din versetul ăsta. Domnul așa mi-a zis să vorbesc de aici și o să vă vorbesc poate altă dată, dacă nu vine Domnul și dacă mai este nevoie, despre boala de picioare. De aici din Evrei 12 cu 13, croiți cărări drepte cu picioarele voastre pentru ca cel care șchiopătează, bolnav de picioare, să nu se abată din cale, ci... să fie vindecat. Există nădejde de vindecare. Dar trebuie o întoarcere la cărările vechi, că scrie Ieremia 6 cu 16. Stați în drumuri, uitați-vă, întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună. Umblați pe ea și veți găsi o dină pentru sufletele voastre. Punct. Dar ei răspund. Ajută-mă, te rog, cu Ieremia 6 cu 16, dacă se poate. Și... la sfârșit împărțim răsplata, adică la sfârșitul alergării, când vine Domnul, răsplata e la Domnul. Mulțumesc. Dar ei răspund, nu vrem să umblăm pe ele, asta e altceva. Dacă nu vrei să te întorci, asta e altceva. Scrie în Osea 13 cu 1, întoarce-te Israele la Domnul Dumnezeul tău, căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Versetul 2, aduceți cu voi cuvinte de căință și spuneți, iartă toate nelegiurile noastre și îți vom aduce în loc de taur lauda buzelor noastre. Doamne, adică va fi o schimbare spre bine, suntem gata. De ce nu facem făgăduințe? Că nu avem de gând să le împlinim. Am stat și am cumpănit lucrurile și am vorbit cu soția, facem hotărâri acum, facem. Pe ce perioadă? Că fac unii de probă pe un an de zile, să vedem. Pe un an de zile se fac alte hotărâri, adică dau în numele Domnului la o familie care trebuie ajutată, nu fă pe toată viața, fă pe un an de zile, l-a sfătuit pe un frate. Dar hotărâri de pocăință astea, fă-le pe toată viața. Și am făcut hotărâre pentru toată viața, începând de astăzi, poate să ne audă tot infernul, cu ajutorul lui Dumnezeu până plecăm din lumea asta, nu mai lipsim de la adunare. A făcut omul lui Dumnezeu un legământ cu ochii și a spus, fac legământ cu ochii, să nu-mi opresc privirile. Nu mă duc legat la ochi pe stradă, dar nu-mi opresc privirile. Și într-o zi când am găsit versetul acesta, recunosc că tot așa strâns cu șurubul de Domnul. De ce să mă dau sfânt acum și pocăit? Dar caut și eu să mă pocăiesc împreună cu dumneavoastră. Și când am dat de versetul ăsta, am făcut o hotărâre pentru toată viața. Și am spus, Doamne, începând de astăzi, toată viața mea, doresc cu ajutorul Tău să-mi păstrez privirea curată. Să nu mi-o întinesc cu nimic, nici cu emisiuni, nici live, nici simbolic, nici cum. Să-mi păstrez privirea curată. Și de ce nu facem făgăduințe? Vai, frate, nu facă, dacă nu le pot ține. Vezi că asta e de la diavolul. Este unul care te poate ajuta dacă ești sincer și gata să împlinești voia lui Dumnezeu. S-ar putea uneori să nu te poți ține în totul, dar te recunoști, intri la mărturisire, cere ajutor Domnului, cere ajutor lucrătorilor. Îndepărtarea de Dumnezeu este remediată prin întoarcere. Sunt chemați înapoi la cel preanalt. Și în ultima parte, haideți să facem câteva specificări clare și biblice cu privire la întoarcerea aceasta care înseamnă pocăință. Roman capitolul 2, versetul 4. Sau disprețuiești tu bogățiile. Când e vorba de bogăție, înseamnă că nu e așa cu țărăita, cu puținul. Înseamnă că Dumnezeu se îngrijește de noi cu mână largă. Că spune Domnul în Iacov că dacă lipsește cuiva înțelepciunea, de exemplu, s-o ceară, dar s-o ceară cu credință. Că dacă se îndoiește ca valul mării, tulbura și purtat încoace și încolo. Și Dumnezeu dă, fără mustrare, și cum dă?
Dă cu mână largă. Are de unde Dumnezeu să dea. Și-a zis Domnul că nu-i pare rău de chemarea făcută și de darurile date. Când e vorba de bogăție, înseamnă că este de unde. Mi-amintesc că era un om, probabil patron, cu o mașină de aia de epocă și un tânăr l-a întrebat, domnule, zice, cât consumă asta? După cum se gândeau tinerii care se mirau acolo, asta trebuie să consume. Trebuie să consume. Și oamenii întreabă, zice, auzi, cât consumă, că îmi trebuie una să consume puțin. Și ce-o zis omul ăsta? La întrebarea cât consumă, zice, cât vrea. Că are balta pește. Și ce înseamnă asta? Bogăție. Are de unde? Au de unde să dea bani să o cumpere, are de unde să dea bani să o întrețină, să plătească și taxa de poluare, să plătească și reparații, să bage și combustibil. Dar știți ce înseamnă la Dumnezeu bogăție pentru noi? Incomensurabil. Dumnezeu poate să reverse, să toarne. Hai să facem câteva specificări. Ascultați! Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări. Cuvântul sau de aici desparte două feluri de vorbire. Între ce este înainte de sau și ce este după sau, nu este același lucru. Cuvântul subînțeles aici este apreciezi, prețuiești sau disprețuiești. Ce înseamnă să disprețuiești? Să disprețuiești înseamnă să nu iei în seamă, să nu iei în considerare, să desconsideri. Sau cel puțin să nu prețuiești ce ți se oferă. Și aici sunt trei lucruri pe care le specificăm, le explicăm în limba română, conform Sfintei Scripturi ce înseamnă pentru noi. Noastră le știți, știți că a spus Petru, că o să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, prin învățături. Spune aici, sau disprețuiești, adică apreciezi, prețuiești, sau nu iei în considerare bogățiile bunătății. Ce înseamnă bunătate? Bunătate înseamnă să se comporte cu tine cineva în mod favorabil pentru tine. Să facă ce este bine și de folos pentru viața ta. În Psalmul 63 spune cuvântul, dacă nu greșesc, în versetul al treilea, căci bunătatea ta, Doamne, spune David, prețuiește mai mult decât... Cum? E ceva mai de preț decât viața asta? Păi da, este viața veșnică. Și Domnul, în bunătatea Lui, ne oferă viața veșnică. Așa că, egal, dacă se duce viața asta, au zis Domnul, stați liniștiți. Nu vă temeți de cei ce pot ucide trupul. Și după aceea nu mai pot să facă nimic. Temeți-vă de Cel care stăpânește și după moarte. De Cel care poate să arunce și trupul, dar și sufletul în ghenă. Este ceva ce prețuiește pentru noi mai mult decât viața aceasta. Este bunătatea lui Dumnezeu. În Proverbe 3:21 spune, în plângerea lui Ieremia, în 3:21 spune el, iată ce mai gândesc în inima mea și ce mă face să mai trag nădejde, este că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Avem nădejde în seara aceasta și plecăm încrezători în bunătatea lui Dumnezeu care nu s-a sfârșit pentru noi. Numai că aici scrie că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la întoarcere, la pocăință. Un frate spunea într-o biserică, fraților, să vă întoarceți în seara aceasta la 180 de grade. O zice, mă, dar nepocăiți ne crede fratele ăsta. 180 de grade, e grav, o zis, măcar zicea și el 90. Bă, nu știu, Domnul știe fiecare la ce unghi de îndepărtare a pornit. Dar astăzi Domnul trage semnalul de alarmă și dă avertisment. Există un pericol al îndepărtării de Dumnezeu. Sunt învățături străine care ne îndepărtează? Proverbe 19:27. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Ce mai atâta reuniune și banchet și pizza și părtășii și suc și cafea? Cu cine nu te ajută la pocăință? Că și în familie, scrie Petru,
Bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele, că împreună cu ele trebuie să moșteniți harul vieții. Ajutați-le și ele să vă sprijinească pentru moștenirea împărăției. Nu să ne întărâtăm la mânie unii pe alții. Biblia spune nici pe copii să nu întărâtăm la mânie, scrie în Efeseni 6. Apoi există lipsa temerii de Domnul. Și a zis Domnul, am să le deau teamă de mine ca să nu se mai îndepărteze, ca să aduce păcat și păcatul pune zi de despărțire și nu-L mai vedem pe Dumnezeu și nu mai vedem bunătatea cu care ne înconjoară. Și spune Domnul, omule, nu vezi? Nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu? Păi nu vede! Are boala de ochi. Asta e boală spirituală. Și bolile fizice duc maxim în mormânt. Bolile spirituale duc în iad. Și sunt periculoase. Pentru ce vă rugați mai mult aici la muntele Sionului? Pentru boli fizice sau spirituale? Nu trebuie să-mi răspundeți, nu. Depinde care le vedeți mai periculoase. Există boli spirituale, foarte grav, te duc în iad. Boli sufletești, depresie și-o zis omul Dumnezeu, orice amărăciune să dispară din mijlocul vostru. Și sunt boli sufletești, deznădejde, lipsa încrederii în Dumnezeu. Și există boli fizice, așa astea-s grele. Și unii sunt bolnavi de ochi, boala de ochi. Și asta e o boală spirituală. Nu văd bunătatea lui Dumnezeu. Psalm 103. Omule, scrie, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Asta înseamnă că trebuie să pornească din suflet, din interior. Înseamnă că trebuie să observi. Și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Spuneam pe 31 decembrie cândva la noi, frațios, hai să mulțumim pentru toate lucrurile. Așa scrie Biblia. Asta înseamnă că trebuie să stăm numai în rugăciune seara asta. Să mulțumim și pentru mașina de spălat, am zis. Să mulțumim și pentru frigider. Un frate a luat ușor lucrurile și a zis, măi, acum chiar pentru, și pentru frigider. Pe ăsta merge de 15 ani. Știi ce s-a întâmplat? El mi-a povestit. Frate, eu sunt meseriaș, mă pricep la frigider. Mi s-a stricat frigiderul de 3 ori. M-am gândit așa, măraș, pentru frigider. Și pentru ce ai în frigider să mulțumești, că ți-o dat Dumnezeu și n-ai dus lipsă. Poate te-o mai pus la încercare așa să vadă ce faci, cârtești, dai înapoi, dai vina pe alții. Sau pocăiții dau vina pe diavolul când nu mai au pe cine. Ce înseamnă bunătate? Scrim Psalmul 27, versetul 13, spune David, o, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii, puncte, puncte, adică meditație. O, dacă n-aș fi încredințat, știți, a spus Iov la un moment dat, dar știu că răscumpărătorul meu este viu, se va ridica la urmă pe pământ, ochii mei îl vor vedea, chiar dacă mi se va nimici pielea și nu voi avea carne, ochii mei îl vor vedea și îmi va fi binevoitor. Doamne, ce bunătate ți-a ales pentru noi! Bogățiile bunătății lui Dumnezeu. Știi la ce te îndeamnă? La întoarcere. Tata stătea în fiecare zi și se uita. Nu se întoarce fiul risipitor. Nu se ridică cel căzut că altă dată era la rugăciune, era în clocot, era la stăruință. Era ca în Matei 25 și să știți că Dumnezeu se vede că dă explicații în ziua judecății. Doamne, când ai fost bolnav și flămând și însetat și am venit pe la tine? Și Domnul începe să le explice. Păi când ați făcut aceste lucruri celor mai neînsemnați? Da. Dar unii nu i-au văzut pe oamenii ăștia neînsemnați. Dacă vede pe fratele său, dacă are cineva bogății lumea acestea și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima, dar cine vede? Dar cine are ochi și spirituali? Bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință, la întoarcere. Îndepărtarea de Dumnezeu este remediată prin întoarcere. Asta înseamnă pocăință. Deuteronom 28 cu 11. Domnul te va copleși cu bunătatea Lui. Și cine a spus asta? Nici măcar Moise. Domnul a spus.
Domnul te va copleși cu bunătatea Lui. Ați simțit? Ați văzut bunătatea Lui Dumnezeu? Dragii mei, o vindecare din familie, de exemplu, o intervenție a Lui Dumnezeu în momente de strâmtorare, astea nu sunt dovezi că noi suntem neapărat într-o stare după voia Domnului. Astea sunt acte de clemență dumnezeiască prin care Dumnezeu vrea să ne determine să ne uităm înspre El cu mulțumire și să ne revenim la normalitate cu pocăință. Sau vrei să te pună Dumnezeu pe orizontală ca să privești în sus? Că scrie în Coloseni 3:1, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, ce să facem? Tot sapă, tot greblă. Eram într-o zi la evangelizare undeva într-un sat pe lângă Caransebe și m-am uitat în partea surorilor, așa, n-am fixat o soră, să o întreb pe ea neapărat și am spus, soră, ești gata să lași sapa și grebla când e program de adunare și să vii aici cu semințile Domnului, să lauzi numele Domnului, să strigi pentru cei nemântuiți și să te închini înaintea Domnului, chiar cu darurile tale de bunăvoie? Zice o soră în vârstă de acolo, nu, frate. Zic, Domnul să te binecuvinteze pentru sinceritate, să te ierte pentru păcat, să rămâi la sfârșit să facem rugăciune de eliberare. Să te libereze Domnul de sapă, de greblă, de telecomandă. De ce te mai stăpânește? Nu știu cu ce l-ai înlocuit, nu știu care sunt prioritățile, dar dacă Dumnezeu nu-i pe primul loc, nu va fi nici pe al doilea, nici pe al zecelea. Că a spus Domnul, asta cere de la noi, să-L iubim din toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea noastră. Ești gata să te apropii de Domnul și să intri în voia Lui? Îndepărtarea de Dumnezeu este remediată, dar prin întoarcere. Nu prin continuare și mărturisire așa din mers. Romani 11 cu 22. Uită-te dar la bunătatea lui Dumnezeu, scrie acolo. E un verset frumos, hai să-l citim. Numai că poate nu să vă placă, nu? Ce să zic? Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprim față de cei ce au căzut și bunătate față de tine care nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta al minteri. Doamne, mai lasă-l și anul ăsta, mai lăsăm. Încă un an și încă un an, de 3 ani caut rod. Al minteri vei fi tăiat și tu. Da, au mai fost tăiați și alții, da. Și poate au rămas membri. Nu-i scoate nimeni afară din adunare. Poate nu le ia nici microfonul dacă vor să zică ceva sau... Dar ăsta e cel mai greu lucru. Spunea Domnul recent unui păstor al unei biserici, printr-un vas de lucru a vorbit Domnul, dacă ați face asta și asta și asta, ar putea slava mea să se întoarcă în casa de rugăciune. Vă dați seama pe unde am putea fi? Să plece slava Domnului și să rămânem cu programul, să rămânem cu organizarea, să rămânem cu liturgia, să rămânem noi, noi de noi. Asta e cel mai greu lucru, să se îndepărteze Domnul și să te lase. Așa cum am citit din Psalmul 81, Domnul, n-au ascultat de Domnul și Dumnezeu i-a lăsat să-și urmeze sfaturile lor după pornirile inimii lor. Cred că am mai spus la dumneavoastră, când eram de 21 de ani și cântam cu formația spre slava Domnului, era un păstor care mergea împreună cu noi, un păstor baptist într-adevăr, și am spus, frate, cum ai reușit să rămâi totuși în calea Domnului, că e o cale îngustă și... Nu știu, există un pericol să aluneci, să cazi, să te îndepărtezi, să amesteci lucrurile, să faci compromisuri. Cum ai reușit să-ți păstrezi linia dreaptă? Și am spus, m-am rugat sincer și am spus, Doamne, din tinerețea mea, îți dau voie să nu-mi dai voie. De nu poți ca să vii cu mine sus, în orice drum merg eu. Trimite-mi piedici netrecute să nu mai pot merge nici eu. Să nu pot, să nu pot niciodată să vârși fără tine vreun rău. Să mă las, o Iisuse, de toate, dar de tine
Nici când să nu mă las, ajută-ne, Doamne. Bunătatea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu. Știți că scrie în Proverbe 19:22, ceea ce face farme cu unui om, știți care este? Bunătatea lui. Știți, și Domnul se poartă cu noi cu bunătate și așteaptă de la noi să o transmitem mai departe. Și așteaptă de la noi să avem interes de a ne întoarce. Al doilea lucru, îngăduință. Sau disprețuiești tu, spune Roman 2:4, bogățiile bunătății îngăduințe. Ce înseamnă îngăduință? Voi fi foarte scurt aici. Îngăduință. Îngăduință înseamnă să te accepte așa cum ești. Asta înseamnă îngăduință. Știți cum scrie în Roman 14, acolo despre îngăduința creștinească? 1, versetul, primiți bine pe cel slab în credință, nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice și apoi cu privire la mâncare și cu privire la alte lucruri, nu cu privire la păcat. Să te accepte așa cum ești. Știți că este exemplul acela din Matei 18:26, când a spus acel rob, Doamne, mai îngăduie-mi și îți voi plăti. Și el ce-a făcut? Îngăduință înseamnă să te accepte așa cum ești, cu gândul, cu nădejdea că te vei schimba. Și am observat, așa, pe afară și pe teren, familii în care se ceartă soți, deci nu zic din ce biserică, din ce cult, de pe ce stradă și nici din ce oraș. Se observă așa, prin țară. Se ceartă toată ziua soțul cu soția. Și am stat și m-am gândit, mă, dar până la urmă te ieși și te duci să nu te mai oprești. Ce mai stai? Ce viață e aia? Știți care e concluzia? Știți de ce mai stă? De exemplu, stă soția cu soțul care e nervos, e mânios, îi sare și muștarul, îi sare și țandăra, imediat, de la orice și nu te poți înțelege cu el. El nu-i calm, el nu-i duios, el nu-i tandru, el nu-i răbdător, nu-i... Dar stă, rămâne soția lângă el. Pentru că are îngăduință. Îngăduință este să-l accepte așa cum este, cu gândul că într-o zi o să se schimbe. Spune o femeie din lume, zice, mai stau încă și îl mai îngădui, că poate într-o zi o să se remedieze lucrurile. Și încă un lucru aici în text, disprețuiești tu bogățiile îndelungii lui răbdări. Ce înseamnă de lungă răbdare? Înseamnă să te aștepte. 2 Petru 3:9, Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul din voi să nu piară, ci toți să se întoarcă. Când sunt chemați înapoi la cel preanalt, niciunul din ei nu caută să se ridice, a zis Domnul. Așteaptă întoarcerea la cel preanalt, așteaptă pocăința. Asta așteaptă Dumnezeu. Căci Dumnezeu de multă vreme tace, așteaptă în viața noastră o schimbare. Dar dacă pocăința nu ne place, umblarea în rău mai mult ne satisface. În cazul acesta, suflet fără pace. Cum ai făcut? Așa ți se va face. Îndelungă răbdare, asta nu înseamnă eternă răbdare. Îndelungă răbdare înseamnă că într-o zi se va încheia răbdarea lui Dumnezeu. Că spun frații că este răbdare, îndelungă răbdare și răbdarea sfinților. Nu știu cât durează fiecare. Știu că într-o zi, îndelungă răbdarea lui Dumnezeu se oprește și Dumnezeu va intra la judecată. Roman 2:4. Sau disprețuiești cuvântul subînțeles, apreciezi, observi, prețuiești sau disprețuiești bogățiile bunătății. Bunătatea lui Dumnezeu s-a reînnoit pentru noi și astăzi. De aceea suntem aici. Îmi spunea un frate din județul Arad, i-am văzut mâna așa, în mod special degetul primul, lovit așa, și am spus... Am fost la masă la el după evanghelizare și am spus, dar ce s-a întâmplat cu degetul ăsta? Și-a zis, frate, am fost la evanghelizare.
Și am ridicat mâna, m-am predat. Și încet, încet m-am îndepărtat de Dumnezeu iarăși. Am vrut și să mă botez, să slujesc pe Domnul și încet m-am îndepărtat. Și într-o zi afară în câmp, Dumnezeu m-a trăsnit în mâna asta. Să-mi aduc aminte că am ridicat-o la evangelizare. Și a spus, atunci m-am hotărât pentru toată viața, mă întorc la Domnul și nu mai plec din casa lui Dumnezeu și sunt în adunare. Și mi s-a schimbat viața. Dumnezeu poate să facă o schimbare în viața noastră. Dacă dorim, dacă cerem stăruitor și dacă așteptăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze noi. El ne-a mântuit, scrie în Tit, în capitolul 3, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. V-am vorbit din Osea, capitolul 11, despre un pericol și spune aici versetul 7, poporul meu este pornit să se depărteze de mine. Și dacă sunt chemați înapoi la cel preanalt, niciunul din ei nu caută să se ridice. Și am văzut că îndepărtarea de Dumnezeu înseamnă cădere, de aceea Domnul așteaptă ridicarea spirituală, la o nouă treaptă de credință, la un nou standard spiritual, la o nouă hotărâre de a sluji pe Domnul. Apoi am văzut că îndepărtarea de Dumnezeu produce influență, niciunul nu caută să se ridice, de ce? Că se iau unii după alții, că asta e atmosfera, că asta e starea. Și dacă s-o duce slava Domnului, nu știu cine mai cercetează să-i lumineze. Și apoi, îndepărtarea de Dumnezeu este remediată prin întoarcere. Și dacă sunt chemați înapoi la cel preanalt. Și am văzut din Roman 2:4, apreciezi, prețuiești sau disprețuiești, adică nici nu iei în considerare. Auzi? Sunt oameni care nu dau 2 bani pe programul de adunare. Pentru ei egal cu 0 împărtășirea la cina Domnului. Pentru ei, oamenii care așteaptă ajutor și sunt căzuți, pot să stea mult și bine, că o să-i viziteze. Nu. Și a spus Domnul, auzi, eu mă comport cu tine cu bunătate în fiecare zi, vezi asta? Și dacă vezi, asta nu spune nimic. Asta trebuie să însemne întoarcere, bogățiile bunătății. Bunătate înseamnă să se comporte cu tine cineva în mod favorabil, ca să-ți demonstreze că ține la tine, chiar dacă nu meriți. Apoi îngăduință înseamnă să te accepte așa cum ești, cu gândul că într-o zi te vei schimba. Și îndelungă răbdare înseamnă să te aștepte până te schimbi și să aducă Domnul vremea în care să se trezească poporul lui Dumnezeu și să ne întoarcem la cel preanalt, pentru că Domnul este gata să schimbe starea poporului, este gata să lucreze, este gata să întoarcă prinși de război. Dar a spus Domnul, dacă vreți să vină vremuri de înviorare peste voi, scrie în Fapte, ce trebuie să faceți? Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Domnul, scrie acolo. Doamne ajută-ne, amin.